Deși trăim în secolul 21, secolul informației și al evoluției continue, multe lucruri rămân încă incerte pentru noi. Chiar și unele dintre cele mai simple întrebări pot avea răspunsuri diferite, ceea ce ne arată că încă trebuie să lucrăm la organizarea și stocarea datelor omenirii. Așa se face că cei mai mulți oameni vor da răspunsuri diferite atunci când vor fi întrebați câte țări există pe glob. Multe dintre persoane poate nici nu au habar de unele dintre cele mai mici state din lume, considerându-le inexistente sau neimportante. Însă foarte multe populații neagă existența altor popoare contemporane. Astăzi vom descoperi 12 țări despre care oamenii cred că sunt false, legăturile diplomatice nefiind la ordinea zilei pentru acestea. 12. Crimeea. Problema Crimeei datează încă din 2014, atunci când Rusia a anexat zona susținând că aceasta face parte din teritoriul Federației. Ca urmare a unui referendum organizat în timpul staționării trupelor rusești pe teritoriul Crimeei, rezultatele au arătat un răspuns clar pentru alipirea sa de Rusia. Așadar, Consiliul Suprem al Crimeei și-a declarat independența față de Ucraina, Sevastopol devenind un oraș federal rus. În ciuda tuturor documentelor și acordurilor, Ucraina și majoritatea comunității internaționale continuă să considere zona Crimeei drept un teritoriu ucrainian ocupat, deși toată administrația acestei regiuni are caracteristici rusești. Deși datele erau clare, ONU a adoptat rezoluții prin care 100 de state au afirmat integritatea teritorială Ucrainei și a Crimeei, cea mai recentă fiind discutată în 2019. Nu se știe exact când se va rezolva această dispută diplomatică, însă ambele părți își atribuie teritoriul Crimeei. 11. Croația. Pare ciudat, însă Croația, care și-a declarat independența în 1991, nu este recunoscută drept un stat legitim de câteva țări membre ale Națiunilor Unite. Acest lucru se explică prin războiul de independență al Croației, care a durat 4 ani, care totuși nu a împiedicat recunoașterea sa pe plan internațional după ruperea de Iugoslavia. În prezent, statul încearcă să inițieze tratative diplomatice cu câteva țări. Așadar, 8 state nu au recunoscut încă formal statul croat. Burundi, Bhutan, Sudanul de Sud, Liberia, Niger, Somalia, Tonga și Republica Central Africană. 10. Osetia și Abhazia. Osetia de Sud și Abhazia reprezintă foste teritorii sovietice aflate astăzi lângă statul Georgia, a căror autonomie era sub Uniunea Sovietică. Un conflict între armata georgiană și forțele osetice în 1991 s-a încheiat cu independența regiunii Osetiei. În aceleași condiții, Abhazia s-a răsculat împotriva Georgiei, declarându-și independența. Evenimentele au continuat în 2008. Statul georgian atacând cele două regiuni și încercând să recâștige controlul asupra lor. În prezent, independența celor două este recunoscută doar de câteva țări, precum Rusia, Nicaragua, Venezuela și Nauru. În ciuda zecilor de state care nu recunosc aceste entități, statele Osetia și Abhazia au fost recunoscute de 7 și respectiv 6 state membre ONU. 9. Cipru și Republica Turcă a Ciprului de Nord. Statul Cipru este în prezent administrat prin împărțirea teritoriului său între Republica de Sud a Ciprului și Republica Turcă a Ciprului de Nord. Acest fapt datează încă din 1983, când partea de nord și-a declarat propria independență. După vaste încercări de-a lungul anilor, țara a rămas dezintegrată în aceste două părți fără a se găsi până acum o soluție. Partea de nord este recunoscută doar de Turcia, aceasta instalându-și un protectorat asupra regiunii și blocând intrarea Ciprului de Sud în spațiul european. 8. Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh se află în regiunea Caucazului de Sud, recunoscută formal ca parte a Azerbaijanului. Cu toate acestea, mulți oameni poate cunosc această entitate din cauza conflictului dintre Armenia și Azerbaijan. Pentru acest teritoriu, căci deși ocupă o treime din suprafața Azerbaijanului, populația etnică este predominant de origine armeană. Nagorno-Karabakh primește sprijin din partea Armeniei și este recunoscută de entitățile statale care au același statut ca aceasta, precum Republicile Osetia, Abhazia și regiunea separatistă Transnistria, dar și de Rusia. Dezacordurile sunt foarte departe de a fi rezolvate, iar problema recunoașterii statului Nagorno-Karabakh ca membru al Națiunilor Unite nu a fost niciodată ridicată la un nivel proeminent.
astfel ambele dintre țările combatante atribuindu-și teritoriul. 7. Republica Chineză ROC Taiwan. Republica Chineză, cunoscută și sub numele de Taiwan, este în prezent recunoscută de 22 de state membre ale ONU. Problema este născută încă de la începutul secolului trecut, când conducătorul chinez Mao Zedong a alungat guvernul constituțional fondat în China. Atât China cât și Taiwan pretind ca autoritatea oficială asupra întregului spațiu chinez. Totuși, China vede Taiwanul ca pe o provincie renegată care trebuie să fie reformată, considerând că insula îi aparține în totalitate. Situația este una foarte controversată, căci deși Taiwanul își afirmă din răsputeri independența, suveranitatea acestui stat aparține încă Chinei. Mai mult, guvernul chinez consideră că succesiunea Taiwanului va trebui să fie acceptată de către cei 1,3 cetățeni chinezi și nu de rezidenții insulei. 6. Transnistria. Situată între Republica Moldova și Ucraina, regiunea Transnistria a intrat sub conflict în urma sprijinului sovietic pentru separatiști. Populația din această zonă nu a fost de acord cu politicile Moldovei, de apropiere spre România și implicit spre spațiul european. Așadar, s-a ajuns la un acord care declara că regiunea era autonomă. Deși Transnistria găzduiește în principal populație de etnie rusă, aceasta nu este recunoscută pe plan internațional de către vreun stat suveran și nici măcar de către Rusia. Singurele entități care o recunosc sunt republicile autodeclarate independente despre care am vorbit înainte, și anume Osetia, Abkhazia și Nagorno-Karabakh, cele patru înființând un fel de acord de identificare comună pe scena internațională. 5. Republica Arabă Democrată Sahrawi. Sahara de Vest este un teritoriu ce cunoaște o dublă revendicare. Prima dintre acestea este realizată de către Maroc încă de când Spania și-a abandonat teritoriul în 1976. Însă controlul este exercitat și de către Republica Arabă Democrată Sahrawi, recunoscută în prezent de 45 de state, restul renunțând la recunoașterea regiunii din cauza presiunilor politice, economice și sociale din zonă. Sahrawi revendică autoritatea acestui teritoriu și este membru activ al Uniunii Africane, determinând retragerea Marocului din această organizație. Deși Marocul controlează în proporție de 80% teritoriul, litigiile rămân încă nerezolvate, Națiunile Unite încercând să organizeze referendumuri pentru reorganizarea provinciei. 4. Somaliland. Republica Somaliland are propriile alegeri, un guvern cu autoritate politică și caracteristici ale unui stat adevărat. Cu toate acestea, nicio națiune nu o recunoaște ca fiind independentă față de Somalia, din cauza instabilității acestei zone. Somaliland s-a autodeclarat ca stat independent față de Somalia după un referendum creat în 1991. Republica Somaliland cuprinde 5 dintre cele 18 regiuni administrative ale Somaliei, iar națiunile vecine, Djibouti și Etiopia, le permit cetățenilor de aici să treacă granițele lor printr-un pașaport cu origine în Somaliland. Nici conflictul de aici nu se va încheia curând, situația din zonă fiind precară din multe puncte de vedere. 3. Novorusia. Statul autoproclamat s-a format printr-o confederație între două regiuni ucrainiene separatiste, Luhansk și Donetsk. Separatiștii acestui teritoriu au realizat un referendum care a dus la votul regiunii pentru despărțirea de Ucraina și formarea unui stat independent. În prezent, această formațiune nu are o recunoaștere diplomatică, Ucraina clasificând-o drept o organizație alcătuită din teroriști. De asemenea, niciun stat al Națiunilor Unite nu recunoaște Novorusia, singurul care face acest lucru fiind Osetia de Sud, pentru promovarea idealurilor sale politice. Deși Rusia condamnă public aceste secesiuni teritoriale, aceasta oferă sprijin militar și economic regiunii autoproclamate. 2. Palestina. Statul palestinian este guvernat de către Organizația pentru Eliberarea Palestinei, care revendică Cisjordania și fâșia Gaza. Capitala acestuia este desemnată a fi Ierusalim. Situația este foarte controversată, căci Palestina nu deține controlul administrativ absolut asupra acestor teritorii, care aparțin de Israel încă din 1967, după câștigarea războiului de 6 zile.
Problema este că Israel nu a anexat niciodată aceste teritorii în mod oficial, acest lucru dând avânt Organizație pentru Eliberarea Palestinei să devină unic reprezentant al poporului palestinian, care să acționeze în favoarea revendicării zonelor. Organizația este recunoscută de 138 de state membre ale Națiunilor Unite, precum și de Sfântul Scaun și de Republica Arabă Democrată Sahrawi, care desemnează teritoriile palestiniene drept ocupate de către Israel. Totuși, o mare majoritate a acestor state rămân împotriva recunoașterii Palestinei, aici intrând și Israelul. Chiar dacă unele țări radicale au șters-o de pe hărți, Palestina are calitatea de stat observator fără poziție de membru din 2012 în ONU, dar este și membru al Ligii Arabe. 1. Republica Artsakh. Artsakh este o enclavă autoproclamată în cadrul Azerbaijanului. Istoria ei este asemănătoare cu cea a zonei Nagorno-Karabakh, căci 99% din populația acesteia este formată din 5 armeni. În ciuda acestui fapt, singura sa cale de acces terestră către Armenia este prin coridorul Lachin, ce măsoară 5 km lățime și care se află sub controlul forțelor rusești. Deși țara își promovează idealul de independență prin imnul său Artsakhul liber și independent, independența sa este doar de facto. Aici nu există misiuni diplomatice ale altor țări și nicio rețea de reprezentanțe. Așadar, răspunsul clar cu privire la numărul țărilor nu va fi niciodată definitivat. În afară de statele prezentate astăzi, există zeci de alte situații asemănătoare care merită să fie studiate, precum cazul Coreei de Nord și de Sud, Chinei și Bhutanului. În fiecare dintre aceste state ale lumii, harta globului diferă, iar din cauza relațiilor diplomatice precare în unele condiții, unele state vor fi invizibile, false sau ilegale pentru alte popoare. Dacă ți-a plăcut acest video, nu ezita să apeși și pe una din recomandările noastre din dreapta. De asemenea, nu uita să te abonezi la Omul din Spațiu pentru mai multe episoade.